Proiectul privind legea vaccinării se află în stadiul de avizare. Acesta prevede, printre altele, ca părinții să aibă obligația de a se informa înainte de a decide dacă își vaccinează sau nu copiii. Pentru lipsa de informare sunt prevăzute sancțiuni drastice, susțin cei de la Ministerul Sănătății. Și nu doar părinții au obligații. Noul proiect stabilește baza legală pentru asigurarea stocurilor de vaccinuri, responsabilități clare pentru medicul de familie, comisiile județene de vaccinare, dar și pentru școli. Medicii pediatri olteni susțin însă că noul proiect de lege nu prevede nimic clar și totul este interpretabil. Ca și alte legi în România, este, mie mi se pare, destul de ambiguo și cu multe lacune și imprecisă în exprimare, când foarte clar poți să spui dau amenzi la părinții care refuză vaccinarea, nu care nu sunt informați. Pe lângă amenziile de până la 5.000 de lei pe care le riscă părinții, sancțiuni pot fi aplicate și reprezentanților instituțiilor și cadrelor medicale care oferă informații greșite despre vaccinare. În cazul acestora, amenziile ajung până la 10.000 de lei. Potrivit noului proiect de lege, medicul de familie va consilia părinții în legătură cu vaccinarea și, în cazul în care aceștia refuză să își imunizeze copiii, va sesiza Comisia Județeană de Vaccinare, o comisie despre care unii medici spun că nici nu au auzit. Habar n-am că există asemenea comisii, deci cum e la noi, dacă vrem să îngropăm ceva, mai facem o comisie și s-a terminat. Deci nu este, legea este aiurea. Vaccinul este singura metodă de prevenire a unor boli care pot fi mortale. Sunt 6 cazuri decedate de rujeolă, deci în secolul 21. De ce? Din lipsa nevaccinării copilului, cum să cataloghezi asta? Părinții au păreri diferite despre legea vaccinării. În timp ce unii speră ca amenziile să îi sperie pe cei care refuză imunizarea copiilor, alții sunt de părere că sancțiunile ar fi trebuit să fie mult mai mari. Este normal să vaccinăm copiii. Nu mi se pare ceva anormal să nu vaccinăm copiii, pentru că este pentru sănătatea lor. Și este foarte important. Dar credeți că amenziile acestea îi vor speria pe părinții care refuză imunizarea copiilor? Eu sper să îi sperie și să înceapă să-i vaccineze. Punem în pericol și viața celorlalți. Să gândească de două ori înainte să nu-și vaccineze copiii. Și amenziile acestea credeți că îi vor motiva? Nu cred că îi vor motiva. Se pare normal să vaccinezi copilul. Dar amenziile acestea credeți că îi vor speria pe părinții care refuză imunizarea? Nu știu dacă îi speriem în mod special. Poate motivat puțin. 9 vaccinuri sunt obligatorii și gratuite. Printre acestea se află cel pentru hepatita B, BCG-ul, care previne complicațiile tuberculozei, și ROR-ul, cel împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. Grav este că unii părinți care refuză imunizarea copiilor nu sunt informați despre efectele unui vaccin și invocă tot felul de motive. Cel care îți vaccinează, își vaccinează, cel care nu, nu. Nu avem ce le face. Clar este. Vă spun eu, legea nu îi ajută sub nicio formă și nu îi obligă ca să-și vaccineze copiii. Trebuie în primul și în primul rând, dacă vor într-adevăr să aibă un procent mai mare de vaccinare, informarea să fie la nivelul cabinetului medicinei de familie și trebuie făcută educație în școli, pentru că acolo este carența chiar de mic la nivelul școlii, ca viitoarele mame, ca cele care sunt acum în clasa 6, 7, 8 și la liceu, să înțeleagă foarte bine importanța vaccinării. Eu am 2 cazuri. Unul dintre a fost o motivare efectiv care pe mine m-a îngrijorat, că șeful lui de la antidroguri l-a convins că n-are de ce să facă vaccinul la copii. Este o aberație pe care eu n-am putut să mi-o imaginez că un părinte o poate exprima. Sau și mai rău, pot rămâne handicapați pe viață și sunt atât pentru ei reprezintă un handicap, cât și pentru societate. De asemenea, noul proiect de lege prevede că statul îi va despăgubi pe părinții ai căror copii au suferit reacții adverse grave în urma vaccinării. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că era necesară o astfel de lege, mai ales că, mai nou, medicul casei îl reprezintă internetul și nu sfaturile și tratamentele de specialitate.